Simionescu Fănică, The Secret. Fata mea a fost violată aseară, nu știu, nu cunosc la ce oră a fost, că de-abia acum am aflat. Și acum se află în spital, nu știm dacă o internează sau nu internează. E lovită rău, peste tot corpul, și nasul, și fața, pentru că l-au refuzat, să țină relații sexuale cu el. Am mai avut un caz. Dar unde era? La discotecă? Unde nu știu în ce loc s-a aflat, ca să vă spun drept acum. Dar ea nu v-a povestit? Nu, încă nu, că nu poate. E zăpăcit de bătaie. Nu poate să vorbească bine acum. Și acum eu am aflat și am venit la spital. Acum câteva luni, un an sau doi, nu mai țin minte exact, o mai fost violată de el. Am fost la poliție, într-adevăr poliția au vrut să facă dreptate, dar noi l-am iertat datorită că am fost amenințată, că mai am o fată mică care merge la școală, în clasa 5-a, de 12 ani, la școala 10. Și fata mea mi-a fost amenințată. Și din cauza asta, fiindcă eu n-am fost acasă, soția mea și băiatul meu cel mare l-a iertat. Și acum s-a repetat iar. Poliția vrea să facă dreptate. Poliția. Și poliția vrea să facă dreptate, să... Da. Ce i-a făcut? O bătut? O bătut-o, i-a luat un lanț de la gât de 50 de grame și o violat. O bătut-o în mijlocul străzii acolo. Nu m-a tot așa, și tot ca la tela de anapazică, că n-ai nici prietenul lui? Nu, eu sunt unul. Dar ți-o povesti mai multe? Nu, acum am aflat, domnule. Ea de frică, și ca să nu auzim noi, ea s-a ascuns în altă parte. Și familia de acolo vine la noi și ne-a spus cazul. Și ei au dus-o la spital. Și a venit și noi la spital să vedem care... Și noi am primit un telefon. E mușcată din nas, e bătută. O tărâit-o pe jos. Capul ei... Numai ghemuri, numai dâmburi. Și lanțul de la gâtul... Poliția să facă dreptatea. Ca să nu se întâmplă alte minuni, alte... Deci poliția să facă dreptatea, asta primul. Dacă asta nu fac eu chemat televiziunea ca să fie dreptate. Pe el îl știți? Dar cum să nu? Îl știm foarte bine. Acum o lună de zile am fost la comandat în audiență. Și am povestit cazul împreună cu președinta romilor care ne prezintă la Botoșani. Uitați-o aici. Și nu a durat o lună, este o lună de atunci. Nu a durat o lună de zile și s-a repetat problema acum. I-am spus că nu vrem probleme, nu vrem scandaluri, nu vrem... Noi am apelat la poliție. Am apelat la domnul comandant, ca să facă în așa fel, să nu mai fie probleme așa de mari. Eu nu vreau să-mi fac dreptatea singur în România. Este o lege, este o justiție să facă legea, nu noi, domn. Nu sunt în măsură să fac eu legea singur din cap, dar dacă văd că nu se mai poate, sunt copiii mei, până la urmă mă duc și îmi fac legea singur. Da, până la urmă, odată l-ați iertat, nu? Odată l-am iertat, datorită că eu nu eram acasă, era numai soția singură. Uita, soția mea, domnule. O spus așa, că ei au blatul cu poliția, plătuiește poliția. Așa o spus, domnule, și noi nu avem ce să facem. A spus că ne omoară, domnule, și mi-a amenințat și fata de la școală de 12 ani de zi. Tot așa au spus, că mi-a și fata de 12 ani. Eu cu fata mea merg împreună, eu o duc la școală, eu o aduc de la școală. Profesorul știi. Pentru că mi-e frică. Mi-e frică că se întâmplă orice. Și oamenii ăștia nu mai scăpăm de ei, domn. Și poliția nu face dreptate. Și până la urmă eu fac eu singur. M-am dus la poliție și am spus, în seara asta, dacă pun mâna pe el, eu îl omor. La duc singur la poliție. Bă, cu el n-ați reușit să vă întâlnesc, nu? Nu, domn, fiu, cum să mă întâlnesc cu el? Că îl omor. Da, ea unde era? Era în oraș la plimbare, era la discotecă? Domnul, era, cred că la vreo discotecă, era undeva... Nu, era la discotecă, nu era cu el la plimbare, ferească Dumnezeu. Nu la plimbare, era cu el. L-a luat-o cu forța din discotecă. El l-a luat-o cu forță. El a mai avut relații cu ea sexuală. Și l-a mai iertat odată. Și acum că l-a refuzat a doua oară, a omorât-o din bătaie, domnule, i-a luat lanțul de la gât și a violat. Și-a... S-a dus la Arenul loc sus. La Aurelie, la Aurelie. Dacă poliția nu face dreptatea...